Un incendiu a izbucnit luni dimineață în incinta fostei fabrici de cântare din Sibiu. Pompierii au reușit să stingă flăcările ce au cuprins acoperișul unei hale după aproximativ 2 ore și, din fericire, nu au existat victime. Patru echipaje de pompieri au intervenit mai bine de 2 ore să stingă flăcările care au cuprins acoperișul unei clădiri din incinta fostei fabrici de cântare din Sibiu. Incendiul a afectat peste 200 de metri pătrați din acoperișul magaziei din fosta fabrică Balanța din Sibiu. Din fericire, nicio persoană nu se afla în acel moment în clădire pentru că hala este una dezafectată, iar în interiorul ei nu se desfășoară niciun fel de activitate. Potrivit pompierilor, incendiul a avut mai multe focare, dar nu a existat riscul ca flăcările să se extindă și la clădirile învecinate. Din primele informații, incendiul a fost provocat de o scânteie provenită de la un aparat de tăiere a metalelor folosit fără a respecta regulile de apărare împotriva incendiilor. Pompierii au deschis o anchetă și vor stabili cu exactitate cauza incendiului.